Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru miercuri 21 aprilie. Hai să vedem pentru ziua de miercuri 21 aprilie, zi în care Venus, planeta iubirii, micul benefic, devine vizibil pentru tot restul anului. Ce energii ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. În primul rând, pe partea de dragoste avem aici optul de inspirații, optul de bâte, lucrurile se mișcă cu foarte mare viteză. Pentru cei care mi-ați ascultat sfatul ieri și ați inițiat acele conversații referitoare la o relație actuală sau la o relație pe care vă doriți în viața voastră, vedem că aici lucrurile se desfășoară cu foarte mare viteză și merg într-o direcție pozitivă pentru voi. Pentru cei care sunteți încă singuri, încă n-ați întâlnit această persoană cu care vă doriți să aveți o relație, optul de bâte, optul de inspirații ne arată că există o foarte mare posibilitate să întâlniți această persoană online, comunicând fie pe platforme de online dating, fie pe platforme de social media sau e posibil să fie vorba aici de o persoană cu care comunicați prin intermediul device-urilor, pe telefon, pe WhatsApp, pe calculator, pe Messenger. E o persoană cu care comunicați pe calea undelor, pe calea internetului. Și e posibil aici, odată cu vizibilitatea planetei Venus, ca planeta care guvernează dragostea, relațiile emoționale și toate lucrurile frumoase din viața noastră, să vă ajute și aici, să vă susțină aici mai mult decât acest 8 de bâte, astfel încât lucrurile să se desfășoare cu mai mare rapiditate. Venus, micul benefic, guvernatorul zodiei Taurului, vă oferă aici foarte multă susținere și foarte multă energie pozitivă pe partea de relații. Mai ales pentru cei care comunicați deja de ceva vreme cu această persoană de care sunteți interesat sau interesată. Dacă lucrurile nu s-au desfășurat așa de repede cum v-ați fi așteptat, aici e posibil ca una dintre cauze cel puțin să fie această invizibilitate a planetei Venus. Ei, din momentul în care Venus devine vizibilă, de azi înainte, pentru tot restul anului, aici apar mult mai multe șanse ca discuțiile, comunicarea dintre voi și cealaltă persoană să se întâmple cu mai multă rapiditate și poate chiar să vă vedeți face to face, să vă vedeți față în față, pentru că atunci când Venus devine vizibilă și partenerii noștri de dragoste devin vizibili pentru noi. Pentru o mică parte dintre voi, aici e posibil să vă dați seama că o persoană cu care vorbiți deja de multă vreme, o persoană pe care o vedeați doar ca un prieten sau ca o prietenă, să o vedeți printr-o altă perspectivă și să vă dați seama că e persoana cu care vă doriți să inițiați o relație. Aici nu vă mai mișcați ca acești melci, ci porniți cu foarte mare viteză în direcția corectă pentru relațiile voastre de dragoste. Hai să mergem mai departe. Pe partea de sănătate avem aici cavalerul de voci, cavalerul de săbii. Ieri aveam aici un alt cavaler care se mișca la fel de repede ca și acest cavaler. Ieri am avut cavalerul de emoții, azi avem cavalerul de săbii. Dacă ieri erați în mijlocul crizei existențiale, în mijlocul problemei, astăzi deja vă umblă mintea foarte repede pentru că începeți să vedeți luminița de la capătul tunelului. Începeți să vedeți soluția pentru problema voastră de sănătate. Dar aici cavalerul de voci, cavalerul de săbii, vine cu un avertisment pentru voi. Avertismentul este că prea multă viteză strică. Gândiți-vă așa, voi nu ați ajuns la starea de sănătate pe care o aveți în momentul actual într-o zi, într-o secundă. N-a fost o singură alegere greșită care v-a adus în situația în care sunteți acum. A fost o sumă de alegeri greșite făcute zi de zi de-a lungul a mulți ani. Ei, la fel va fi și soluția. Soluția pentru problema voastră de sănătate trebuie să fie o sumă de alegeri corecte făcute zi de zi pe parcursul a mai mulți ani.
Acesta este avertismentul cavalerului de voci. Dacă sunteți prea ambițioși, dacă vă așteptați să vedeți rezultate după o singură zi de tratament, după o singură zi de dietă, după o singură zi de schimbare a stilului de viață, vă amăgiți singuri. Exact cum ați ajuns în situația în care sunteți de-a lungul a unei perioade îndelungate de timp, prin alegerile greșite pe care le-ați făcut de-a lungul unei perioade lungi de timp, la fel va dura la fel de mult timp ca să îndreptați problema de sănătate. Aici, cavalerul de voci vă îndeamnă să nu disperați, să nu vă impuneți niște targete nerealiste, să nu aveți așteptări nerealiste de la voi, de la corpul vostru, de la sănătatea voastră, ci ca acest căluț să nu încercați să zburați, ci să mergeți la trap, să vă impuneți un pas, un ritm normal, un ritm mai lejer, pentru că aici este vorba de un maraton, nu este vorba de un sprint. Pe partea de afaceri, carieră, bani, situație financiară, avem o carte foarte frumoasă, avem asul de inspirație, asul de bâte. Va fi o zi foarte frumoasă pentru artiști, designeri, arhitecți, pentru toți cei care lucrează într-un domeniu creativ, pentru toți cei care trebuie să-și pună creativitatea și imaginația la contribuție în jobul pe care îl fac în viața lor de zi cu zi. Pentru cei care nu lucrați neapărat în domenii creative, aici asul de inspirație, asul de bâte vine cu o idee, o idee originală care vă entuziasmează foarte mult. Pentru cei care astăzi vi se oferă un nou loc de muncă, acceptați această ofertă pentru că o să vă readucă entuziasmul cu privire la cariera voastră. Pentru cei care aveți o idee nouă de un produs sau de un serviciu pe care puteți să-l oferiți clienților voștri, marșați pe această idee nouă, este o idee foarte bună, care o să vă aducă foarte mari beneficii. Pentru toți cei care vreți să lansați o campanie de marketing, de publicitate, astăzi este momentul ideal. Asul de inspirație vă face să fiți mai inspirați, mai creativi, să gândiți original, să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă nouă, fresh, să puteți să găsiți soluțiile ideale pentru cele mai neobișnuite probleme. Și chiar dacă voi nu lucrați într-un domeniu creativ, chiar dacă nu sunteți artiști, nu sunteți arhitecți, nu sunteți designeri, puteți să vă folosiți de această energie în jobul vostru ca să îmbunătățiți ceva la felul în care vă faceți munca, în procesele companiei voastre, în modul în care se fac lucrurile zi de zi. Și aici, cu asul de inspirație, este foarte indicat să profitați de această energie, pentru că atunci când voi sunteți entuziasmați așa de jobul vostru, de cariera voastră, și oamenii din jurul vostru o să accepte. Și mai devreme sau mai târziu, acest entuziasm, aceste idei noi, creative, originale, de a îmbunătăți lucrurile, de a face lucrurile mai bine, o să se materializeze și într-o recompensă financiară. S-ar putea să nu vină azi, s-ar putea să nu vină mâine, dar când o să se împartă următoarele bonusuri, când o să se decidă următoarele măriri de salar, acest as de inspirații pe care puteți să-l folosiți astăzi o să vă ajute foarte mult. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru toată lumea. Hai să vedem mesajul pentru azi. Sunt în pace. Mă relaxez și mă bucur de viață. Știu că orice lucru pe care trebuie să-l cunosc îmi este dezvăluit la momentul și locul potrivit. Un mesaj foarte frumos care vă îndeamnă să fiți în echilibru, în armonie cu Universul, cu Divinitatea, cu natura, cu natura voastră umană, dar și cu natura înconjurătoare. Un mesaj de pace și de armonie. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!